Bună, prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Bine v-am găsit la un nou episod. Da, ați văzut deja din intro. Sunt nebun, m-am luat și căciulă. N-a suporte foarte des asta în bucătărie, că eu am o problemă cu căciulile în general. Nici iarna nu porc. Nu-mi plac. Dar am zis-o cum ar fi fain. Da, sunt chic de tot. Astăzi vom face cartofi prăjiți. Cui ne plac cartofi prăjiți? Dar nu vom face cartofi prăjiți tradițional, vom face o altă rețetă la care o să avem nevoie de anumite ingrediente pe care vi le arat imediat. Și acum să vă arat ingredientele. Eu deja, bineînțeles, avem nevoie de cartofi, care eu deja i-am pus într-o cratiță. Avem 5 cartofi, am de dimensiune medie. I-am pus într-o cratiță și o să-i fierbem. Da, m-ați auzit foarte bine. Prima oară o să-i fierbem, dar o să-i fierbem foarte bine, ca și pentru pireu. Trebuie să facem o pastă. Atunci o să avem nevoie de amidon, de făină de porumb, pentru ca să țină totul, o să vă să vedeți, un ou și, bineînțeles, ce-ar fi viața fără cașcaval. Nu poți, fără cașcaval nu se poate. Cașcavalul, brânza, în general, e bună orice și oricând, oriunde. Nu există. Da. O să mai avem nevoie de un castron și de o pungă pentru decor, cum folosiți pentru torturi sau așa, sigur aveți acasă, în care o să punem compoziția, pentru că totul o să devină un fel de pastă, un fel de pireu și acela o să îl prăjim. Și o să facem niște cartofi prăjiți extraordinari, credeți-mă, foarte bun, foarte crocanți la exterior și înăuntru moi, exact cum trebuie. Nici nu vă vine să credeți. Și să începem. Prima oară fierbem cartofii. Cartofii s-au fiert. Ce trebuie să facem acum este să aruncăm apa, bineînțeles, de pe ei și să-i curățăm și o să punem după aceea în acest castron. După ce am curățat cartofii, o să am pune și celelalte ingrediente. O să avem nevoie de asta și acum o să punem următoarele toate ingredientele și după aceea o să prăjim, o să vedeți. E interesant și foarte gustos. Thank you.
de cartofi prăjiți sunt foarte buni, foarte gustoși. Și să nu uitați să vă abonați la canalul meu, să nu uitați să dați share, să mă recomandați la familie, la prieteni și, cel mai important, până la episodul următor, să rămâneți sănătoși. Acum eu o să gust și o să vă las să vă plouă în gură. Mai avem aici lângă pastramă de rață, cu niște roșii cherry, normal, din nou brânză și, bineînțeles, cartofii mei prăjiți. Extraordinar de bun! Poftă bună!